Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! La Viața Bate Filmul, Steve sunt alături de voi și astăzi vrem să vorbim despre o eternă problemă a șoferilor. Benzină, motorină sau GPL? E problemă serioasă. Ei, eu zic că e destul de bine că avem și a treia variantă în ultima perioadă, GPL, pentru că înainte nu aveam. Dar de ce n-am avea alte variante, precum, știu eu, curent electric? Avem, dar sunt destul de scumpe mașinile. De ce n-am avea varianta pe apă? Pentru că și aceasta e o variantă bună. Și există prototipuri de stilul acesta, dar nu la noi, se pare că. Despre asta vrem să vorbim și să vedem cât va mai dura era petrolului, pentru că ca fiecare eră, ce am învățat eu la istorie cel puțin, la un moment dat se termină. Motorină. De ce? De când mă știu, conduc mașină pe motorină, am avut și probleme, dar e mai sigur, zic eu. Motorină, normal. De ce? E altfel consumul, costurile mai mici. Benzină. De ce? Benzină, că pornește repede și nu sunt probleme. Dar iarna. E cu asta lungă toată viața. Pe GPL. De ce? E mai ieftin. Părerea mea că motorina. De aia s-au și scumpit carburanții, pentru un special motorina, că cererea e mare. Bine, probabil că asta e pe gaz, dar... Sunt mai cu toate astea motorină. Benzină. Tot benzină? Tot benzină, tot benzină. Am avut și pe motorină nu prea este bună, cheltui foarte mult. GPL-ul. Aș spune că... Cea pe benzină. Aha. Pentru că nu mai adăugați costul instalației. Mi se pare ok, din punct de vedere al poluării. Uh-huh. Dacă ar fi cât mai multe, deci cât mai multe prize de încărcat, da. Nu știu, n-am avut ocazia să conduc vreuna, dar am înțeles că e foarte fiabilă. Bine, nu ne permitem, că ar fi foarte bun. Părerea e bună, dar când ajunge la noi în Suceava e. Foarte bună părerea. Dar când ajunge și când se instalează pe străzi, am înțeles că faci cât 100 de kilometri, nu? Ei, în jur de 100, da. E, noi punem minim 100 de kilometri, nu? Ca să pot să ajung din, la munte, să mă distrez. Am înțeles. Da, așa. Și când îmi punem noi, ca să încărcăm bateriile. Corect. Da. Dar... E bună, ideea este foarte bună, e salutabilă, dar când? E foarte bună. Și? Atât? Am să o cumpăr. Da, știu despre ea, dar consumă foarte mult, în primul rând. Pardon, costă foarte mult costul inițial. Și după aia, ca să amortizez costul benzinei sau motorinei, nu se rentează diferența de bani pe care o pui pentru achiziție este mult mai mare decât dacă ai merge cu o mașină normală. Pentru că e un interes. Cei inventatorii, sunt convins că s-a inventat consumul pe apă, dar inventatorii sponsorizează bine companiile petrolierii ca să nu dea faliment. Bănuiesc că costurile sunt foarte mari la producție și ajung scumpi la final. Deocamdată eu vă dau o altă idee. Să avem ce mânca toți pensionarii. Așa. Felicitări pentru primarul din Suceava. Este un om extraordinar. Toți primarii care a fost în ultimii 22 de ani n-a fost ca domnul Lungu. Nici nu-l cunosc bine, nici nu știu, dar văd ce face pe stradă. Am înțeles că peste câțiva ani o să ajungă și la noi. De la televizor, ce știu. O să ajungă și la noi, dar mai durează ceva. Știu, am auzit despre el, dar nu știu ce să vă spun. Adică randamentul era mare. Da. Randamentul era mai mare cu 76% față de combustibil. Poate că nu s-a vrut implementarea lui, mă gândesc. În ritmul ăsta cred eu că nu prea mult. Deși carburanții tot scumpesc, e plin în pompe, e plin în străzile și tot așa. Doar să facă, știu eu, 100 de lei, litru și tot s-ar... consuma. E necesitate până la urmă tot turismul. Cât va fi, da, depinde acum prețul cât de mult va urca. Pe de asta. Nu știu ce zic. Nu știu. Probabil că în următorii ani o să explodeze prețurile. După mine, maximum 20 de ani. Aha. Părerea mea, maximum 20 de ani. După aia vor fi probleme. Vor fi probleme. Nu știm asta. Mai... O să mai ducă. O mai aduc. Era petrolului. După ce spun oamenii știință, 60 de ani, după care vom trece pe resurse alternative. Treabă serioasă. De mașină ai nevoie, ne-am învățat, e clar, vrem să ne deplasăm, să ajungem în cât mai multe locuri, într-un timp cât mai scurt.
avem de, nu știu, dus lucruri mai mici, mai mari, avem nevoie de mașină, trebuie să recunoaștem, mai ales în stilul ăsta de viață care îl ducem în momentul de față. Acum e o problemă bună asta, motorină, benzină, eventual GPL, nu se fac destule mașini direct din fabrică cu instalație GPL, pentru că totuși trebuie să recunoaștem, să reduc costurile simțitor. Bineînțeles că ne-ar bucura să avem o mașină electrică și costurile inițiale n-ar trebui să fie așa de mari, cum a spus ultimul nostru interlocutor. De ce n-ar trebui să fie așa de mari? Pentru că dacă facem un calcul scurt, motorul ăla e cam 1000 de euro. Am găsit și importatori că m-am interesat. Bateriile, adică acumulatorii, să zicem, și aia costă cam 1000 sau mai bine de 1000 de euro. Și în rest e o mașină normală. Deci dacă e o mașină normală, asta ar însemna că ar trebui să aibă niște costuri normale. Nu 25-30 de mii de euro cât ajunge o mașină electrică în momentul de față. Ei, dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.bbf.ro sau SMS-uri la 0744-238-830. Și poate ne vom vedea peste 60 de ani cu o mașină pe apă. Mașina mea te face, iar asta nu-mi dă pace. Eu vreau doar să mă distrez. A fost o vreme când casele se făceau după ureche. Dacă natura ținea cu tine, rămâneau în picioare. Gata! Nu te mai lăsa la voia întâmplării. Ai nevoie de un proiect calculat în detaliu care îți va garanta siguranța zilei de mâine. Neoactiv îți oferă servicii de proiectare de la construcții civile și agricole până la construcții industriale. Sună acum pentru super prețuri pentru proiecte, începând de la 1,5 euro pe metru pătrat. Neoactiv. Îți garantăm viitorul! Simply Mind Advertising. Prezentări video și audio. Site-uri cu design special. Foto de produs. Publicitate de la A la Z. Concepție și implementare. Simply Mind. We mind your business. Nu uita, dacă vrei să-ți vezi spotul aici, sună chiar acum la 0744-238-830 sau accesează simplymind.com.